Doamne, nu știu cum să vă spun, dar încă nu-mi reveneam din starea care am văzut-o a locului, a ruinilor. Îmi cer iertare la Dumnezeu că am ridicat mâna la cer și văzând doar o ruină și nu unde să-mi plec capul, am zis că măicuța Domnului, ce păcate am făcut de m-ai dus aici. Am greșit și de fiecare dată mărturisesc public, am greșit acel cuvânt, fiindcă Maica Domnului și-a arătat prezența. Deseori, fiindcă de mic copil am avut evlavie la Maica Domnului, deși am avut o copilărie dificilă, dar Maica Domnului tot timpul mi-a fost în față și nimic nu am făcut fără blagoslovenia Maicii Domnului. Și Maica Domnului scumpă a pus mâna, câte ori am cerut binecuvântare pentru a începe ceva în acest frumos așezământ. Multe minuni, multe tămăduiri s-au sărășit la icoana făcătoare de minuni, dar toate au depins de credința oamenilor. Foarte multe minuni se întâmplă zilnic la icoana făcătoare de minuni, deoarece de multe ori când stau de rând, de săptămână, vin credincioșii care se închină și spun: Părinte, am fost acum 2 săptămâni sau am fost acum 1 lună, m-am rugat Maicii Domnului și m-am tămăduit. Abstos,